și eu înregistrez. Acum se aude mai încet. Zi, Ștefan. Așa e mai încet? Așa e mai încet? E ok. E cu ecou. La mine nu se aude ecou. Poate la alții, nu știu. Mai aude eco. Acum e perfect. Am dat la minim. Mulțumim frumos! Hai că le copiez în caz de intră cineva mai târziu să le va.
Bine v-am găsit pe toți. Numele meu este, pentru o pronunțare cât mai ușoară, Starkey. Și astăzi vom vorbi sau vom dezbate ideea dintre evoluție și creaționism. După cum vedeți din descrierea pe care v-am zis-o mai înainte, avem în față o pe de o parte Maraca, pe de o parte Paulo. Paulo reprezintând creaționismul. Baraka. Dar să dau mai tare prin microfon. Așa m-a auzit? Așa m-a auzit? Așa da. Ok, să-i dăm bătaie. Ok, să-i dăm bătaie. Eu am ecou? Poți scăpa de ecou. Acum spun încă ceva să nu se doacă să mă aude. Poți scăpa de ecou. Acum mai am ecou? Mulțumesc și mă scuzați. Nu, nu ai. Ok, formatul va fi următorul. 10 minute alocate fiecăruia dintre cei doi participanți pentru prezentare, 5 minute pentru contraargumente, 5 minute întrebări Paulo Baraka. Din partea voastră a publicului, 10-15 minute, depinde câte întrebări aveți. Iar în final, câte 5 minute pentru concluzie și încheiere. În total, în jur de 60-65 de minute, să vedem cum ne descurcăm. Începem, deci. Încep eu să prezint ceea ce am de prezentat? Ok. Atunci rog pe Paulo, pentru că el va începe. Ai 10 minute la dispoziție. Când vei mai avea în jur de un minut, te voi atenționa. Poți să-i dai bătaie. Mulțumesc. Deci, creația este lucrarea lui Dumnezeu prin care El a adus la existență tot ceea ce există fără a folosi o materie preexistentă. Știința până în secolul 20 susținea că universul este infinit în trecut și nu are un început. Însă din secolul 20, când și-a făcut apariția în lumea științei Edwin Hubble, George Gamow și Einstein, lucrurile au luat o întorsătură. A fost postulată teoria Big Bang-ului, care susține că universul are un început și totul a luat ființă din nimic. Ei bine, Biblia susținea acest lucru cu foarte mult timp înainte. În Geneza 1:1 este scris că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, iar în Evrei 11:3 că prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Modelul biblic al creației presupune un creator, o inteligență superioară, ieșită din comun, care a plănuit materia. Materia nu este veșnică, ea este o formă de manifestare a energiei și este supusă în permanență degradării. Viața a fost creată spontan și anume prin cuvânt, putere, înțelepciune și voință. A fost plănuită și creată cu un scop. De la momentul creației și până acum, creația vie se reproduce într-o variație predefinită, fiecare după soiul lor, și exact acest lucru este dovedit de știința empirică. Asemănările biologice dintre toate formele de viață este un argument foarte solid pentru a susține creația. Și voi da un mic exemplu. Să spunem că firma BMW a creat o serie de mașini numită Z.
Primul model din această serie a apărut în anul 1992, iar în anul 2014 a fost lansat modelul cu numărul 10 din aceea serie. Primul și ultimul model sunt foarte asemănătoare. Sunt proiectate și construite de același constructor, BMW. Și pentru a le constitui, au fost folosite materiale asemănătoare. Cu toate acestea, este aberant să spui că primul model, cu ajutorul factorilor exterior, a ajuns să fie mai performant și mai bun decât modelul din 2014. De fapt, dacă ar fi fost lăsat acea mașină din 1992, s-ar fi degradat și nu ar fi devenit mai bună. Sunt foarte asemănătoare, dar totuși sunt diferite și nu provin una din cealaltă, ci sunt create separat. Ideea pe care vreau să o transpun este că și noi, toate ființele cu viață, avem un creator comun care ne-a construit din același material, și anume pământ. În Geneza 1:11 este scris că Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori. În Geneza 1:24, Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. În Geneza 2:7 este scris că Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Biologia moleculară spune că pe lângă cele două componente ale vieții, materie și energie, mai există și o a treia mărime fundamentală, și anume informația, care reprezintă trăsătura centrală a tuturor ființelor. Din cercetările actuale s-a constatat că informația este baza decisivă pentru existența vieții. Sistemele vii au nevoie de informație pentru a putea funcționa și crește. Această informație biologică trebuie să fie prezentă în fiecare organism. La fel ca în domeniul programării pe calculator, și în biologie se găsesc și funcționează în întregime legile generale ale informaticii. Amintesc doar câteva principii ale informaticii. Informația este o mărime fundamentală imaterială. Este o bază imaterială pentru toate sistemele programabile. Nu există informație fără emițător, fără o sursă intelectuală, fără cod, fără țel. Nu există informație întâmplătoare, iar pentru a stoca informația este nevoie de un purtător material. Informația genetică codează la toate ființele un plan de construcție propriu și are grijă ca aceasta să fie transmisă de la o generație la alta. Cum se poate explica faptul că la dezvoltarea embrionilor nu se ajunge la o creștere dezordonată a celulelor, ci la un proces sistematic, reglat, temporal și având un scop clar? Aceasta are la bază instrucțiuni de construcție, în care toate fazele sunt programate. Este vorba despre un proces dirijat prin intermediul informației. Chiar și simpla existența unui sistem de coduri, așa cum există în codul genetic, presupune, potrivit principiilor informaticii, o sursă informațională care nu se află în sistem. Moleculele de ADN sunt purtătorul fizic al informației biologice ereditare. Pe anumite segmente ale moleculei de ADN, informația este codată prin intermediul unui șir de 4 substanțe chimice, acizi nucleici, precum un cod sau o serie secretă. Cei 4 acizi nucleici sunt adenină, citozină, guanină și timină. Ei corespund alfabetului pentru informația genetică, așa numite litere genetice, care dirigează formarea proteinelor. Proteinele reprezintă materialul principal pentru viață. Informația genetică conține în totalitate planul exact pentru constituirea propria unui nou organism, deja din nucleul unei celule ofecundate. Informația genetică stocată în genomul uman are grijă ca noi să ne naștem oameni și nu animale. Această informație determină sexul nostru, mărimea corpului, culoarea ochilor, a pielii și a părului, precum și toate celelalte trăsături fizice, psihice și intelectuale. Știința nu poate explica cum a apărut informația biologică, cel puțin până acum. Să punem așadar întrebarea decisivă. Care este sursa informației biologice? Faptul că în spatele unui cod trebuie să se afle un creator inteligent este motivul pentru presupunerea că informația biologică își poate avea sursa doar într-un loc, care există independent de materie și anume de materie și timp, și anume în Dumnezeu. Arhicunoscutul informatician, profesor Dr. Werner Gitz, scria: informația nu este materie, dar informația are nevoie de materie pentru stocare și transmitere. Informația nu este viață, dar ea este o condiție necesară pentru viață. Viața nu este nici materie, nici informație, dar ambele fenomene sunt necesare pentru viață. Louis Pasteur, în aprilie 1864, în fața unei mari adunări de oameni de știință din Paris, a emis următoarea teză, care nu a fost infirmată până astăzi. Viața poate proveni doar din viață. Însă acest lucru înseamnă că prima viață trebuie să fi fost creată. Chiar și existența informației biologice în celulele ființelor ne obligă să acceptăm ideea unui creator inteligent.
Potrivit principiului cauzalității, orice fenomen are o cauză și potrivit legii uniformității, efectul nu este mai mare decât cauza, ajungem la următoarea concluzie logică. Creatorul și legiuitorul poartă viața în sine. El însuși este viața. O singură persoană a spus despre sine, eu sunt viața. Acesta a fost Iisus Hristos. Și țin să vă spun că această afirmație o cred, deoarece știu că Iisus nu a fost niciunul lunatic și nici nu a mințit când a spus ceea ce a spus. Până acum, nu a putut fi observată niciodată o apariție accidentală a informației, așa cum este ea prezentată în ființe. Există o anumită asemănare între programele de pe calculator și informațiile ființelor. Este de neconceput ca un program de calculator să apară întâmplător. Este oare rațional să credem că programele se pot organiza singure din nimic și că trebuie lăsate la voia întâmplării o perioadă suficientă de timp pentru a obține un software genial? Nu. Este un lucru care nu este rațional, deoarece doar o persoană inteligentă și cu experiență poate scrie un program. Cine dorește să vorbească despre diversitatea lumii vii, eu cred că trebuie să explice cum a apărut informația biologică. Recunoscutul evoluționist Jacques Monod scrie: cea mai mare problemă este proveniența codului genetic și a mecanismului pentru traducerea sa. Eu cred că dacă nu știe cum a apărut, trebuie să se abțină de la postula și susține teorii. Și voi aduce în susținerea mea un citat al celui care este numit Părintele Științei Moderne, și anume Francis Bacon. El spune că nu poți cunoaște nimic în sensul real fără ajutorul cauzelor. Biblia nu este un manual de știință, ea are scopul să ne arate calea spre mântuire. Totuși, ea cuprinde foarte multe descoperiri științifice care au fost făcute foarte târziu de lumea științifică, cum ar fi forma Pământului, circuitul apei în natură, numărul stelelor și multe, multe altele. În concluzie, vreau să subliniez faptul că între om și Dumnezeu s-a creat o conexiune specială, deoarece omul reprezintă coroana creației lui Dumnezeu și este singura creație pe care a creat-o cu propriile sale mâini, celelalte făcându-le doar la cuvânt. Avem expresia și Dumnezeu a zis să fie și acele lucruri s-au făcut. Deci, Dumnezeu nu ne-a creat ca pe niște roboți, ci încă de la început a pus în noi liberul arbitru, riscând astfel refuzul oamenilor, în schimbul unora care îi vor acorda dragoste din propria lor inițiativă. Asta a fost tot, am terminat, am vorbit mai repede ca să mă încadrez în timp. Mulțumim frumos, urma să zic că mai ai în jur de un minut. Baraka, dacă vrei să ne răspunzi în jur de 10 minute. Mai puțin să răspund, întâi aș dori să adresez aria cu perspectivă teoria evoluției. Pentru că de obicei prin evoluție creaționiștii includ pe lângă teoria evoluției și Big Bang-ul și cosmologia și nucleul și... Mai tare te rog! Și biochimia și abiogeneza și geologia și datarea radiometrică și formarea sistemului solar și în principiu cam toate științele. Darwin și-a numit lucrarea despre originea speciilor și mecanismul selecției naturale, nu despre originea universului, nu originea planetelor, nu originea vieții. Unicul subiect pe care teoria evoluției își explică și își propune să-l explice este variabilitatea lumii vii. Concret, teoria evoluției prin selecția naturală spune că descendenții prezintă diferențe minore față de părinți, variabilitate. Indivizii care prezintă diferențe care îi favorizează în mediul în care trăiesc au șanse mai mari să supraviețuiască și să se reproducă, selecția naturală. Urmașii indivizilor cu caracteristici mai favorabile vor moșteni respectivele caracteristici, ereditatea, la rândul lor vor prezenta variații minore față de părinții lor și revenind la punctul 1 și ciclul se tot repetă la nesfârșit. Aceasta este teoria evoluției la un nivel elementar, așa în câteva cuvinte. Alte aspecte, precum formarea de specii noi, sunt consecințele repetării acestui proces vreme de nenumărate generații în anumite condiții cu acumularea treptată a diferențelor minore favorabile. Nu este un element central. Da, formarea de specii noi a fost observată. Descendența omului din alte primate este o concluzie specifică pentru un caz particular. Nu este un element central al teoriei evoluției. Deci, dacă creaționiștii doresc să contrazică teoria evoluției, principalul lor adversar, atunci trebuie să adreseze teoria evoluției și să ne arate că unul dintre aceste elemente este eronat. Bineînțeles, este imposibil. Toate cele trei elemente sunt demonstrabile, sunt demonstrate și, mult mai important, creaționiștii sunt deja de acord cu ele. Atunci nu le rămâne altceva de făcut decât să pretindă că teoria evoluției ar fi altceva decât este. Big Bang, abiogeneză, maimuțe care fată oameni, câini care apar din protoplasmă și altele. Bineînțeles, teoria evoluției așa cum
este ea cu adevărat este ce am expus mai devreme. Unul dintre cele mai puternice dovezi în favoarea evoluției este faptul că întotdeauna, fără excepție, orice organism, funcție sau organ respectă și denotă constrângerile evolutive, indiferent de boc, de dezvoltare embrionară, de structura anatomică generală sau orice altceva, orice alt aspect al biologiei, întotdeauna același orice organ, orice funcție și orice organism denotă multitudinea de acumulări de schimbări minore. O divinitate nu are constrângeri. Un designer inteligent poate proiecta și reproiecta un sistem cum dorește. Evoluția însă poate acționa într-un singur mod, prin acumulare de schimbări minore, care trebuie să favorizeze organismul sau cel puțin să nu-l afecteze în mod negativ. Toată biologia respectă aceste restricții evolutive. Un exemplu excelent este oferit de nervul laringeal al girafei. Numai o secundă. Am oferit și un link pentru o imagine. Nervul laringeal se detașează din nervul vag în torace, ocolește aorta și revine la laringe la doar câțiva centimetri de locul de origine al nervului vag după vreo 5 metri de ocolire. Aceeași situație apar la toate tetrapodele. Are sens doar în context evolutiv când realizez că la pești nervul respectiv inervează branhiile. Peștii neavând gât, nervul respectiv trece printre vasele de sânge. Odată cu adaptarea la uscat la primele tetrapode, apare și alungirea treptată a gâtului, iar nervul trebuie să lungească și el, încetul cu încetul, agățat fiind de această aortă. Dacă girafa ar fi fost proiectată de la zero, nervul laringeal ar fi avut doar câțiva centimetri, fără să ocolească prin torac. Unica explicație realistă este oferită de evoluție, prin alungirea treptată a nervului. La fiecare pas, o alungire minoră reprezintă o schimbare mult mai mică decât o reinervare a laringelui, chiar dacă în final rezultatul este atât de costisitor. La orice tetrapod, oasele membrelor sunt întotdeauna aceleași. Același designer, același design, ne spun creaționiștii, după cum am auzit. Sloganul nu exprimă nimic concret. Practic, ce inginer s-ar apuca să construiască prin polizare și sudare de părți peste părți peste părți pe o mașină ca să obțină o barcă sau un motor, un avion? Bineînțeles, o creație realizată de o ființă inteligentă presupune exact imaginarea scopului și construirea din piesele adecvate. Evoluția e supusă restricție de a trebui să modifice încetul cu încetul aceeași structură pentru a produce orice membru al tetrapodelor. Și anatomia comparată indică că în fiecare caz este exact aceeași structură de bază, alterată și deformată la nesfârșit pentru a se adapta la funcții. Niciodată design, întotdeauna acumulare de modificări. În privința fosilelor intermediare, cele care nu există, cum ni se spune, dintre sutele de fosile tranziționale, am să fac referire la Archaeopteryx, care, ni se spune, nu este o formă intermediară, este doar o pasă. Doar că atunci când ne uităm la ea, Archaeopteryx are dinți, are și coadă. Cu alte cuvinte, o pasăre, asta deja au recunoscut, care prezintă trăsături specifice pentru grupul din care păsările provin, dinozauri. Un mixaj de caracteristici specifice strămoșilor, împreună cu alte caracteristici specifice doar grupului de descendenți, este ceea ce definește o formă intermediară. O glumă printre paleontologi este legată de identificarea fosilelor intermediare. Dacă prezinți o fosilă mai multor creaționiști și ei se contrazic în privința ce este animalul ca să nu fie fosilă intermediară, atunci știi că ai găsit o fosilă intermediară. De exemplu, în cazul lui Homo ergaster. O parte dintre creaționiști au spus că nu este o fosilă tranzițională pentru că este o maimuță, alți creaționiști au spus că nu este o fosilă intermediară pentru că este un om. La fel s-a întâmplat și cu Tiktaalik și cu Acanthostega și cu alte fosile. Unii creaționiști le cataloguează drept pești, alții ne declară că nu sunt fosile tranziționale pentru că sunt tetrapode. Astfel, vedem de ce spun creaționiștii că nu există formă intermediară. Pentru că orice formă evident intermediară este respinsă și încadrată undeva, oriunde, sub orice pretext, o încadrare arbitrară și deseori contradictorie. Să revenim la creaționism. Ceea ce vreau să mai adresez, vizează perspectiva în absolute. Ori crezi în Dumnezeu și trebuie să respingi evoluția, ori accepți teoria evoluției și trebuie să renunți la credința în Dumnezeu. În realitate, situația este opusă. Cei mai mulți creștini acceptă teoria evoluției. În numeroase rânduri, persoane cu greutate din ierarhia mai multor culte au denunțat în mod public creaționismul. De acum 64 de ani, din 1950, Papa Pius al XII-lea a declarat oficial: nu există un conflict între teoria evoluției și credință. Așadar, echivalarea teoriei evoluției cu ateismul este o altă distorsionare a realității, realizată pentru impact emoțional ca să sperie oamenii că evoluționiștii vor să le fure credința.
Creaționistul postulează un zeu care îi impune limite, stabilind cu precizie în ce modalitate nu poate crea zeul. De fapt, ca orice teorie științifică, teoria evoluției nici nu adresează probleme teologice sau existența vreunui zeu, ci doar îi descrie un aspect al realității. Unele culte pot avea ceva împotriva ei, dar asta doar pentru că interpretarea lor specifică a anumitor porțiuni din cărțile sfinte nu se împacă cu ceea ce descrie teoria evoluției. De exemplu, încă există culte sau religii care propovăduiesc un pământ plat. Nu pot spune că teoria pământului sferic atacă religia sau credința în Dumnezeu. Teoria pământului sferic pur și simplu descrie un aspect demonstrabil al realității. Problema este la interpretarea neconformă cu realitatea pe care o susțin aceste culte. În ultimul rând, ultimul punct pe care vreau să-l stabilesc în deschidere, creaționiștii consideră că pentru a demonstra că au dreptate, că geneza este o interpretare literală a istoriei, să nu uităm, creștinii de obicei resping viziunea aceasta, și să demonstreze creaționismul, ar fi suficient cumva să infirme teoria evoluției fără să furnizeze dovezi pentru modelul creaționism. Și atunci, cele mai multe argumente sunt de forma teoria evoluției zice că X, de X nu e adevărat, rezultă creaționism. Sau, teoria evoluției nu poate să explice Y, așadar creaționism. Nu, asta este pur și simplu un apel la ignoranță, în care zeul se ascunde în presupuse goluri în cunoaștere, drept pentru care e necesar să se inventeze goluri chiar și unde nu există. Revendicarea numeroasă explicații elaborate e o altă strategie. Pentru că partea evoluționistă nu poate explica 150 de ani de știință în câteva minute, creaționismul are pretenția că a câștigat. Ce comod, nicio dovadă, nimic, pur și simplu nu trebuie să nu știi nimic și ai câștigat. Ignoranța nu este un argument. Faptul că eu nu știu ceva, dacă niciun biolog din lume nu știe ceva sau nimeni nu știe acel ceva, nu demonstrează decât că acel ceva este o necunoscută și nimic altceva. Creaționismul rămâne în continuare nesusținut de dovezi. Paolo, te rog să-mi spui, accepti teoria evoluției așa cum am formulat-o? Dacă da, te rog să-mi spui, accept teoria evoluției, chiar dacă cu eventuale rezerve. Dacă nu accepti, te rog să spui de ce. Dacă consider că creaționiștii o definesc altfel, asta este un lucru, cred eu, irelevant, pentru că acum vorbim de teoria evoluției, cea formulată de biologi, nu de creaționiști. Am să te rog tot să eviți apelurile la ignoranță, de forma, dacă nu știi să explici, atunci creaționismul are dreptate automat, și să ne prezinți niște dovezi pentru creaționism. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Paolo, ai 5 minute pentru a prezenta contraargumente. Bun. La un moment dat ai spus că există, ai adus în discuție existența creștinilor care acceptă evoluționismul. Ei bine, vreau să-ți spun că acei creștini nu sunt tocmai biblici. Și de ce zic asta? Pentru că Biblia, în totalitatea ei, susține numai creaționismul. Poți să iei de la Geneza până la Apocalipsa, cuvânt cu cuvânt, și nu o să vezi nicăieri că susține evoluționismul. Asta a fost doar partea teologică, să zic așa. Adică dacă cineva susține, chiar să fie pus într-o funcție foarte înaltă, susține ceva, nu înseamnă că acel ceva trebuie să fie neapărat și adevărat sau corect. Sau trebuie să ne luăm noi după el. Bun. M-ai provocat să zic dacă accept teoria evoluționistă. Ideea e că acceptarea teoriei evoluționiste, eu o văd teoria evoluționistă ca un sistem de credințe, la fel cum este și teoria creaționistă, deoarece nu avem suficiente dovezi ca să devină știință nici creaționismul, nici evoluționismul. Și vreau ca să îți adresez o întrebare și anume să-mi spui ce probabilitate crezi tu că trebuie să aibă loc ca să aibă loc mutațiile favorabile, identice și pentru un mascul și pentru o femelă în același timp și să se întâlnească, apoi să se reproducă și această reproducere a lor să aibă loc în timp. Adică să continue în timp asta. Să nu moară. Acum trebuie să răspundă sau după ce termin eu? După ce termin tu. Am înțeles. Asta a fost prima întrebare pe care vreau să te adresez. A doua. Vreau să aduc trei afirmații ale unor evoluționiști și
unul dintre ei este Paul Davis, el spune așa, nimeni nu știe cum un amestec de substanțe chimice lipsite de viață s-au organizat spontan în prima celulă vie. Alt evoluționist, Andrew Knoll, spune că nu știm cu adevărat care este originea vieții pe Pământ. Iar cel de-al treilea pe care am zis că o să-l aduc, Ernest Cahne, spune că este absurd să crezi că o celulă vie apare prin ea însăși. Dar totuși, cred asta pentru că nu mi pot imagina lucrurile altfel. Întrebarea pe care vreau să ți-o spun, să ți-o adresez, este cum a apărut viața, cum explici apariția vieții și dacă apariția vieții nu o poți explica, influențează cumva o altă teorie care va apărea poate în viitor despre apariția vieții și poate va fi demonstrată, dacă va influența, dacă poate influența toată teoria evoluționistă. Bun. Să fiu și eu anunțat când mai am puțin timp, că vreau să știu când mă aprunchiere. Două minute. Așa. Mulțumesc. Vreau să îți mai aduc în scenă, că ai spus despre descoperirile istorice. Vreau să-ți aduc în scenă despre omul de Piltdown și omul de Nebraska. Decât două exemple, sunt mult mai multe, dar astea au fost cele mai mici pe care am putut să le argumentez, că timpul nu ne este favorabil. Deci despre omul de Piltdown, se știe că a fost descoperit în 1912 în Anglia. Și deși maxilarul era mai apropiat de maimuță, dinții și craniul erau mai apropiate de om. S-a spus că are o vechime de 500.000 de ani și a fost expus în multe muzee ca o dovadă absolută a evoluției omului. Timp de peste 40 de ani s-au scris numeroase articole și s-au redactat peste 500 de teze de doctorat în seama omului de Piltdown. În 1949 s-a încercat redatarea lui cu un nou test, testul cu flori. S-a constatat că maxilarul nu conținea deloc flori, era foarte recent. Craniul conținea o cantitate mică, era vechi de câteva mii de ani. S-a constatat că maxilarul aparținuse unui orangutan, că dinții fusese piliți și că uneltele descoperite alături de strămoși, cu ghilimele de rigoare, fusese realizate cu mijloace moderne. Omul de Piltdown a fost retras dintre dovezi în anul 1953. Am zis că mai aduc în dovezi despre încă unul. Omul de Nebraska. Omul de Nebraska a fost descoperit în 1922 în SUA. S-a spus că are trăsături între maimuță și om. Credințele în acel dinte, că ar fi un strămoș al omului, au fost uimitoare. Pe baza unui simplu dinte, evoluționiștii au construit integral o arătare cu trăsături primitive pe care l-au și pictat alături de femeia lui. În 1927 s-a descoperit și alte fragmente ale scheletului. Ok, s-a constatat că era vorba de o varietate extinsă, era vorba despre un mistreț. Toate reprezentările grafice ale familiei de Piltdown au fost scoase rapid din literatura evoluționistă. Și vreau mulțumim. Să vă adresez o simplă întrebare și am terminat. Am mulțumim! Terminat. O să ai timp la următoarea ocazie. Ok, Baraka, e rândul tău? În primul rând, când am spus că oamenii... Un pic mai tare, te rog frumos, un pic. Când am spus despre papa și despre oameni din diverse religii că au denunțat creaționism, nu mă refeream la faptul că ar trebui să facem ca ei. A fost doar un argument pentru a demonstra că credința și teoria evoluției nu se exclud reciproc. În al doilea rând, după cum cred că am spus și mai devreme, teoria evoluției adresează variabilitatea lumii vii, nu originea vieții. În al treilea rând, întrebarea mea a fost dacă accept teoria evoluției așa cum am formulat-o, nu dacă accept teoria evoluției sub alte forme. În al patrulea rând, ai spus că ar trebui să apară un mascul care ar trebui să se întâlnească cu o femelă ca amândoi să se reproducă. Realizez că asta nu are legătură cu teoria evoluției. Teoria evoluției postulează despre populații care se schimbă. De exemplu, un câine nu a apărut spontan din protoplasmă. Un câine a apărut dintr-o populație de animale foarte asemănătoare câinelui, care putea să încrucișeze cu oricare dintre membrii acelei populații. Despre originea vieții, am spus, nu este subiectul teoriei evoluției, este subiectul abiogenezei, care este deocamdată o ipoteză.
Despre omul de Piltdown și omul de Nebraska. Ai spus că sunt mai multe, din păcate numai acestea două există. Omul de Piltdown, știi cumva și cum anume a fost demonstrat ca fals? A fost demonstrat ca, sau mă rog, a fost demonstrat, tot mai mulți oameni au pus la îndoială autenticitatea fosilei pentru că nu se încadra în standardele și în modelul produs de celelalte fosile umane care au fost găsite pe parcurs. De asemenea, îl pretinzi că ar fi o farsă a evoluționiștilor, dar de fapt a fost o farsă sau o înșelătorie care a fost pusă la punct împotriva celor care susțineau teoria evoluției. Omul de Nebraska, spui că comunitatea științifică a fost înșelată. Singurul care a fost înșelat de omul de Nebraska a fost un ziarist care a publicat un articol. Toată comunitatea științifică a refuzat să accepte această fosilă în absența mai multor dovezi. Așa. Acum, ca întrebare pe care vreau să o adresez eu, pentru că văd că în continuare n-ai reușit să prezinți, care este un argument sau o dovadă pentru creaționism? Asta este, cred că, esențial să ne prezinți, pentru că, deocamdată, ce-am văzut a fost evoluția nu explică aia, evoluția nu explică aia, evoluția nu explică aia. Asta nu este un argument pentru creaționism, este eventual un argument împotriva unui stromen al teoriei evoluției. Cam atâta. Ok, mulțumim. Paolo Constantin, poți să-i pui prima întrebare. Veți avea la dispoziție cam 10 secunde ca să puneți câte o întrebare și în 5 minute zic că putem bifa câte 3 întrebări, dacă nu chiar 4 de fiecare parte. Mai repet o dată, te rog. Zic, ai cam 10 secunde să formulezi o întrebare. Lăsăm la o parte, deci dacă am voie să spun decât o întrebare, vă spun întrebarea. Și te voi întreba, ce părere ai de probabilitatea existenței unei ființe sau divinități? Întrebarea nu știu dacă are sens. Este divinitate, este prea vag definit, nu pot răspunde, îmi pare rău. Ok, Baraka? Baraka, poți să-l întrebi. Da. Consider că Dumnezeu a creat toate ființele care există, cu toate dovezile pentru evoluție care există în ele, cu gene false, cu organe vestigiale și altă ceria, și fosile și tot ce există ca dovezi pentru evoluție, crezi că Dumnezeu le-a creat pe toate? Ceea ce cred este că Dumnezeu a creat totul la început perfect. Și de-a lungul timpului au fost supuse degradării din cauza păcatului parental, pe care știu că nu prea îl acceptați, iar tot ceea ce a fost creat, a fost creat cu o istorie aparentă. Este o teorie mai vastă cu istoria aparentă. Am timp limitat, cred, ca să dau răspunsul, nu? Da. Nu. Încearcă cu să prezint teoria acum din cauza că am timpul prea limitat. Teoria istoriei. Cum? E ok cât mi-ai răspuns. Deci, în esență, da. Că ai înțeles ceea ce am vrut să zic. Aștept întrebarea ta. Mai am eu dreptul la încă o întrebare? Chiar vreo două. În vreme de 5 minute. N-am știut textul, n-am înțeles, mă scuzați. Bun. Ce părere ai tu despre viață? Încotro ne îndreptăm noi ca specie umană? Adică crezi că vom evolua în continuare, vom ajunge ceva bionici sau nu știu ce prin anul 3000, 4000 sau așa? Sau vom avea o viață după moarte? Ce părere ai despre chestiile astea? Viața de după moarte, din păcate, nu cred. Despre evoluția în viitor, da, umanitatea sau Homo sapiens evoluează în continuare.
Satisfăcut de răspuns. Da, da, da. Deci nu, nu trag mai mult. Atât a răspuns, am înțeles. Ok. Baraka? După cum știi, falsifiabilitatea este esențială la un model științific. În ce anume ar falsifia modelul creaționist? Repetă, te rog frumos, puțin mai detaliată întrebarea ca să înțeleg mai exact. A falsifia presupune măcar a specula cam ce mod sau ce anume, ce dovadă ar infirma modelul creaționist. Ce ar trebui să găsim ca să vedem că creaționismul este fals? Pentru orice model științific este necesar să se, să se imagineze măcar o situație în care ipoteza atestată ar eșua. Am înțeles. Ceea ce vreau să spun este că modelul creaționist nu este un model științific. Este un model care este bazat pe credință. Are anumite dovezi științifice, dar nu pot spune că este un model științific, deoarece nu mă pot duce în laborator și să zic că, uite, iau pământ cum a luat Dumnezeu și îți fac un om. Astea sunt lucruri pe care nu ți le pot demonstra absolut niciodată și, având în vedere că se bazează pe niște credințe, nu cred că poate fi infirmat vreodată. Mai mult de atât? Eu. Mulțumesc. Ok, deci mai aveți fiecare dreptul la o întrebare. Mai aveți fiecare dreptul la o întrebare. Mai am timp să mai gândesc puțin? Trebuie să zic ideea. Mai am 10 secunde la dispoziție? Ai. Bun. În Biblie, am făcut afirmația asta și când mi-am prezentat teoria, sunt prezentate foarte multe dovezi științifice, cu mult înainte ca acestea să se petreacă, să fie descoperite de lumea științifică. Cum crezi că au știut acei oameni care au scris acele cărți, care știu că e considerat foarte primitiv, foarte înapoiat, cum crezi că au știut ce să scrie sau crezi că doar au fost niște probabilități, au dat cu banul și au ghicit că alea așa sunt? În primul rând, informațiile științifice extraordinar de avansate, iar nu sunt chiar atât de avansate, vorbind de forma planetei, să nu uităm că grecii au aflat nu doar forma planetei, ci și diametrul sferei, cam prin aceeași perioadă, curenții de apă. Păi cam oricine o naviga vreodată pe apă o să descopere curenții și alte dovezi sau alte afirmații științifice extraordinare nu există în Biblie. Eventual sunt interpretări ale unor versete care, după ce știința demonstrează ceva, la început religia respinge, după care găsește un verset care, interpretat cum trebuie, confirmă acea descoperire științifică. Ok, și Baraka? O întrebare personală. Ai un canal YouTube pe care promovezi creaționism. O să-ți revizionezi clipurile ca să exclui sau măcar să corectezi informațiile despre care acum știi că sunt eronate. De exemplu, cele în care echivalezi evoluția cu ateismul sau în care susții că teoria evoluției ar trebui să discute formarea sistemelor planetare. A început să vorbesc fără să mi-activez microfonul. Da, știu, la început am publicat niște videoclipuri care n-au fost tocmai bune, deoarece atunci eram mai la început, chiar conțin niște erori și dacă ai această pretenție, bine, n-am mai stat, după cum ai observat, dacă ai fost conectat la ultimele noutăți, n-am mai postat nimic nou în ultimul timp, dar dacă ai această pretenție, le voi șterge, nu am nicio reținere cu privință la chestia asta. N-a fost o pretenție, a fost doar o întrebare. Mulțumesc! Și cu asta am încheiat și această etapă. Puteți pune întrebări, avem în jur de 15 minute la dispoziție, deci cam până pe la și 25. Deci cam bănuiesc că selectez cu întrebările cele mai reprezentative, să zic așa. Da, prima dată aștept câteva întrebări, să văd.
Okay, Paolo, vezi prima întrebare a lui Cătălin Lazar. Principiul uniformității, efectul nu poate fi mai mare decât cauza. Am să vă rog să reflectați eventual amândoi dacă doriți. Și dacă întrebarea este adresată doar lui Paolo, și Baraca poate să răspundă. Pot să citești eu că nu o găsesc. Văd că se scrie foarte mult aici pe chat și să nu stau să pierd timp. Ok, întrebarea sună în felul următor. Se citează aproximativ, ai spus că principiul uniformității, efectul nu poate fi mai mare decât cauza. Poți da niște explicații plus referințe de specialitate? Un bulgăre de zăpadă în vârful muntelui care duce la o avalanșă respectă acest principiu. Dar o tranziție de fază, de exemplu procesul de îngheț, care creează structura cristalină din structura inițial amorfă. Eu nu reușesc să mă gândesc la niciun argument în sprijinul acestui principiu. Înțeles. Bun, despre principiul uniformității, este un principiu din fizică, nu este luat de mine. Și ca orice alte principii, teorii sau alte lucruri, nu este aplicabil pe orice, adică se aplică doar în anumite domenii. Nu pot să zic că sunt doctor în fizică ca să vă dau prea multe argumente despre lucrurile astea, dar pot spune că eu dacă am creat un program, că tot am vorbit despre programele informatice, eu dacă am creat un program, eu care l-am creat am puterea să îl și distrug și eu sunt superior programului. De multe ori am auzit și expresia că computere sunt mai inteligente decât oameni. Trebuie să vedem cine a creat. Acesta este efectul gândirii noastre, ceea ce noi am gândit, noi am creat, dar noi toți suntem superiori creației noastre. Cred că asta este cea mai bună explicație pe care o pot da, nu pot să dau chiar o explicație de specialitate. Dacă Baraca vrea să-mi adreseze o astfel de întrebare sau vrea să completeze, să răspundă și el, chiar în idei. Nu vreau încă să completez, ai spus că este un principiu, nu se aplică întotdeauna. După cum s-a spus, deja există exemple contrare. Și în privința faptului că întotdeauna creația este mai imperfectă decât creatorul, și acolo se pot da oricând exemple contradictorii. Nu neapărat imperfectă, este inferioară. Inferioară, oricând se pot găsi exemple care să infirme și acest, să zic, principiu, această afirmație. Ok, am o întrebare pentru, sau mai ales pentru tine, Baraka. Dacă teoria evoluției admite faptul că materia este într-o continuă evoluție și pretinde că străvecul bunic al omului este Homo sapiens, o maimuță în evoluție, cum se face ca în prezent întâlnim și oameni și maimuțe, dar fără un individ fizic și biologic intermediar care să ateste vreun stadiu al evoluției? Acum, dacă pot să fiu un pic grosolan, cine a pus întrebarea, văd că nu este foarte bine informat. Nu străvechiul bunic al omului este Homo sapiens, omul este Homo sapiens. Oameni și maimuțe, de ce mai există oameni, de ce mai există maimuțe dacă maimuțe evoluate în om? Din același motiv pentru care mai există europeni, deși americanii descind din europeni. Și despre fosile intermediare sau indivizi intermediari, există zeci de specii, există mii de fosile intermediare. Paolo, eventual, dacă vrei să adaugi ceva. Nu, nu am nimic de comentat. Ok, atunci Adi Zin te întreabă cum adică materie degradată. Ai avut la un moment dat un astfel de enunț. Ce înțelegi prin asta? Materie este, spus că materie este în continuu. Adică, dacă, să vă dau un exemplu clar, dacă voi lăsa, să iau tot exemplul care l-am avut și în prezentare, dacă vă lăsa o mașină timp de 20 de ani, mașina este materie. Dacă vă lăsa mașina timp de 20 de ani, nu va umbla nimeni cu ea, nu va folosi, nu va îngriji, aceasta se va degrada, nu va deveni mai bună, clar, va rugini, va deveni din ce în ce mai rea. Asta am vrut să zic prin materie este supusă degradării. La care
eu spun că materia nu este neapărat supusă degradării. Cred că ai vrut să invoci ceea ce creaționiștii numesc principiul al lui al termodinamicii, care de altfel care se aplică numai sistemelor închise, și materia este supusă degradării sau materia se poate reorganiza să formeze, să zic așa, upgrade-uri. O să dau și aici exemple. De exemplu, în soare, hidrogenul fuzionează pentru a forma helii. Deci, din două atomi simpli, se formează unul mai complex. Ca să nu mai... Ca cum am spus, la legea uniformității... Bine, spune. M-a spus că am intrat. Exact cum am spus și la legea uniformității, ceea ce se prezintă în fizică nu poate fi aplicat în toate domeniile sau în biologie nu pot aplica în teologie sau în alte lucruri. Deci același principiu, nu mai contrazis cumva, știam lucrul ăsta deja. Nu, dar dacă e vorba de fizică, atunci se aplică întregii materii, nu? Deci în anumite condiții materia se în anumite structuri materiale se degradează, pentru că materia nu se degradează, materia nu apare sau și nu dispare, nu poate fi creată sau distrusă. Crezi că este Discutați după, hai să încercați să ne limităm la întrebări, să răspundem la cât mai multe. Mersi. Baraka, cum poți susține teoria evoluției, bănuiesc, dacă nu ai cum să refaci nici măcar un fir de praf printr-o explozie din nimic? Și încă o întrebare care se leagă aici, Big Bang, care e relația între Big Bang și teoria evoluției? Cele două sunt cam apropiate. Nu sunt neapărat apropiate. Big Bang este o teorie a astrofizicii, teoria evoluției este o teorie din biologie. M-am referit la întrebări, scuze. M-am referit la cele două întrebări, scuze. Ok. În primul rând, Big Bang-ul nici măcar nu prevede o explozie a nimicului. Big Bang-ul este cu totul altceva, este expansiunea spațiu-timpului, dintr-o singularitate. Teoria evoluției, cum am spus, adresează variabilitatea vieții. Cele două nu au nicio legătură și nici măcar abiogeneza nu are vreo legătură. Și încerc să găsesc și a doua întrebare, care era a lui... Era lui Alex Zamfir, care e legătura între evoluție și Big Bang? Tot că amândouă sunt teorii științifice. Și în al doilea rând, amândouă sunt contrazise de anumite culte religioase, care interpretează literal geneza. Atât. Paolo, vrei să completezi? Nu am nimic de completat, nici nu prea am auzit prea bine să aud, eu aud foarte încet și chiar încerc scuze, o fi problemă de la mine, nu știu din ce cauză, dar nu am cu ce să completez. Am auzit decât întrebările. Am să încerc să vorbesc mai tare, scuze. Nu e nicio problemă. Ok, o întrebare pentru amândoi. Ce rost mai are să dezbateți ceva când teorie pe care o susține unul dintre voi nu este nefalsificabilă? Sau e nefalsificabilă, sorry. Să dau întâietate celor mai în vârstă. Mă mai gândesc puțin. Baraka, dacă poți să răspunzi pe moment. Am să răspund, nu mă așteptam neapărat să-i schimb părerea lui Paolo, am dezbătut poate pentru alte persoane care se uită și sunt poate la, își pun întrebări și încearcă să afle care ar fi variantele dintre care ar putea alege, dacă pot spune așa, și să vadă care este teoria evoluției, care este creaționismul. Da, cum să vin și eu cu răspunsul meu. După cum știm, au fost niște probleme cu moderatorul, iar înainte vorbeam cu Ciprian și cu el am stabilit și de ce are loc această dezbatere.
Și am fost amândoi de acord că nu o să reușesc printr-o simplă dezbatere să schimb nici eu părerea lui Baraka, nici el părerea mea. Și tot ceea ce are loc aici are loc pentru public. Poate unii ne vor critica ori pe mine, ori pe Baraka, că avem poziții opuse față de ceea ce ei au momentan, dar poate, exact cum a spus și Baraka, este o altă alternativă, să vadă că mai există și alte opțiuni și să aibă o alegere de făcut. Ok, Paolo, te întreabă Antonio Dumitru, că la un moment dat ai afirmat că viața a luat naștere din cuvânt. Cum poți explica, bănuiesc că științific, această poziție? Am zis din cuvânt, prin cuvânt am zis. Acolo am vrut să subliniez, să spun mai mult o poziție teologică, deoarece în Biblie este scris, nu știu dacă este ateu sau creștin sau ce părere are despre Biblie, dar asta am vrut să susțin acolo, am vrut să susțin Biblia, deoarece în Ioan capitolul 1 este scris că... Deci, e ateu, am văzut răspunsul acolo că e ateu. Este scris că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era însuși Dumnezeu. Iar am zis că totul a fost făcut, inclusiv viața, prin cuvânt, deoarece în Geneza se găsește foarte des expresia Dumnezeu a zis și lucrurile alea au luat ființă. Dumnezeu a zis și lucrul respectiv a luat ființă. Ceea ce Dumnezeu spunea să ia ființă, lucrul respectiv lua ființă. Și o întrebare care, sau a doua întrebare care se leagă de aici, ai spus că în Biblie este scris, dar asta poate să fie și greșit. Nu există nicio urmă de dovadă în ceea ce ai spus, după spusele lui Antonio Dumitru. Mai repet o dată întrebare, nu văd întrebare, chiar încerc scuze pentru că nu pot să urmăresc tot chatul, să fiu atent și la voci. Care este citatul care am spus că se regăsește în Biblie? Ai spus, deci ai argumentat prin apelul la Biblie, la apelul la autoritatea Bibliei și a spus că este așa pentru că este scris în Biblie. Dar n-ai nicio dovadă că ceea ce este scris în Biblie este adevărat. După spusele lui Antonio. Tot ceea ce am încercat să susțin prin toată argumentația mea, după cum ai observat, am pornit cel puțin când am vorbit despre apariția Universului la început, am vorbit despre ceea ce a spus știința până în secolul 20, apoi după secolul 20 ce a spus și ce susținea Biblia cu mult, mult timp înainte. Ceea ce vreau să spun este că eu cred că ceea ce este scris în Biblie este susținut de știință, dar ceea ce toată teoria creaționistă nu este o știință, ci, cum am mai spus, repet din nou, este o credință. Deoarece am adus în discuție și în prezentare, Biblia este manualul, cu ghilimele de rigoare, care ne învață pe noi să căpătăm mântuirea. Asta este scopul lui, nu este un manual de știință, dar cu toate astea cuprinde destul de multe lucruri care știința a demonstrat ulterior. Dacă a fost sau nu bun răspuns, să mi se spună dacă mai am ceva de completat. Sperăm că a fost mulțumit de răspuns. Ok, o altă întrebare interesantă pe care cumva am sărit-o. Cum de respingi creaționismele celorlalte religii? Adică de ce ați doar creștinismul? De ce ați doar creștinismul? E o întrebare foarte bună. Și ar fi, să spun așa, o nebunie să spun că am studiat
toate cultele, ca să știu fiecare cult, fiecare religie în parte, cum spune că a apărut Pământul, pentru că știm că sunt extrem și extrem de multe. Nu am putut să zic așa ceva. Am studiat foarte puțin, nu pot să spun că n-am anunț despre cele mai mari religii și cele mai mari religii referindu-mă la număr de adepți. Și am ajuns la concluzia că creaționismul este cea mai compatibilă, deoarece Dumnezeu a creat și în celelalte religii se spune că a creat. Aproape este, sunt foarte multe asemănări în toate în religiile aceste mari. Și modalitățile prin care s-a creat, se spune că omul a păcătuit, a greșit cumva în aproape toate religiile, dar creștinismul este singura religie în care însuși Dumnezeu a venit să ne răscumpere păcatele noastre, să ne răscumpere greșelile, să moară pentru păcatele noastre. Cred că ăsta este răspunsul complet, adică să nu mai o lungesc, să zic mai pe scurt. Dacă aș putea adăuga, interesant, cei mai mulți creștini, am spus, nu sunt creaționiști, ci acceptă teoria evoluției, iar cei mai mulți creaționiști sunt musulmani. Și, iarăși interesant, ei au exact aceeași argumente ca și creaționiștii creștini, numai că ei demonstrează pe baza exact acelor argumente că Coranul este cel corect, pentru că, ipotetic, oamenii de știință nu știu să explice aia sau aia sau aia, Coranul este răspunsul corect. O să mai comentez și eu? Am dreptul? Ai dreptul. Am întrebat moderator. Deci, repet încă o dată chestia asta, cred că nu am spus foarte detaliat prima oară. Creștin este acela care susține Biblia. Nu care își pune eticheta pe piept creștin, nu face ceea ce spune Biblia, nu crede ceea ce spune Biblia. Musulman este la fel, cel care crede că ce este scris în Coran, susține ceea ce este scris în Coran, nu susține ceea ce cred eu din Biblia, asta ar fi o mare inepție. Faptul că ai spus că mulți creștini acceptă evoluționismul, eu tind să cred, deci oricum, asta cum am zis și mai devreme, și creaționismul și și evoluționismul, cel puțin eu așa îl consider un sistem de credințe pe amândouă. Este doar o alegere a lor, dar eu așa văd că Biblia susține, dacă ai fi creștin, Biblia susține creștinismul, creaționismul și nu evoluționismul. Iar dacă ești creștin, trebuie să aprobi Biblia. Iar cu privire la faptul că musulmanii folosesc aproape aceleași argumente sau chiar aceleași argumente, este din cauza faptului că Allah al lor este același Dumnezeu cu Dumnezeul Vechiului Testament. Dacă stai să privești foarte atent, ei vorbesc despre Moise, vorbesc despre Avram, vorbesc chiar și despre Isus, dar nu în forma în care o promovează creștinismul. Iar aceste asemănări în privința argumentării științifice, să zic așa, creaționismului musulman, nu este, din cauza asta nu este foarte diferită de al nostru. Puteam da exemplu cu hinduși care folosesc aceleași argumente. Ok, încă două întrebări, mai ales pentru Baraka. Care e veriga lipsă între materia moartă, pământ, și materia vie, adică celula? Dacă se poate pune, dacă este, chiar este o barieră. În biochimie este o întreagă serie de tranziții între moleculele organice, formarea de polimeri autoreplicativi, formarea primelor molecule de acid nucleic, ARN, care se poate autosintetiza și de aici formarea primei celule. Deci în niciun caz nu este celula primul element, viața a apărut înaintea primei celule. Paolo? A fost o întrebare adresată lui, legată de evoluționism. Eu aș fi adresat puțin astfel întrebarea, dar mă abțin. Ok, și atunci o ultimă întrebare.
Cine sunt eu, adică cine este sau ce este omul conform celor două teorii? Poți începe tu, Paolo. Spun eu din perspectiva ambelor teorii, cum cred, cum văd eu din ambele teorii, sau cum văd doar din perspectiva teoriei pe care o susțin? O să spun din ambele teorii. Cum văd eu? Din punct de vedere al creaționismului, văd pe om ca fiind cea mai importantă făptură care există și care este pusă, cu ghilimele de rigoare, în centrul Universului. Am adus o expresie când am făcut concluzia prezentării mele, este coroana creației lui Dumnezeu, deoarece suntem singura creație pentru care Dumnezeu și-a folosit propriile sale mâini pentru a ne crea, a creat o conexiune specială între noi, a trimis pe singurul lui Fiu ca să moară pentru noi, pentru ceea ce noi greșisem, și consider că din punct de vedere creaționist, omul este cea mai importantă și Dumnezeu îi dă o importanță foarte mare omului. Dacă să comentez din cealaltă perspectivă, cum văd eu din afară, pentru că nu sunt adeptul teoriei, văd că evoluționismul pune la egalitate omul cu celelalte animale, cu toate că el este superior din punct de vedere rațional, dar îl pune la egalitate cu celelalte animale, nu îi dă o importanță specifică, iar viața care este asta, trebuie să trăiești la maxim, asta este ultima viață, să faci absolut orice vrei tu în ea, pentru că oricum asta este singura viață, n-ai de cine să fii tras la răspundere, iar dacă stai să mă întrebați pe mine, pentru mine doar o viață care ține 60-70 de ani sau chiar mult mai puțin de atât, cel puțin pentru mie mi se pare mult prea puțin. Atât am văzut. Ok. Din perspectiva evoluționistă, după cum am văzut, teoria evoluției vorbește despre formarea speciilor. Nu abordează, nu pune în mod specific o specie față de alta. Aș putea spune că în viziunea acestei teorii, fiecare om își creează singur scopul pe care și-l dorește și este practic acel scop, depinde de noi să ni-l construim și să ni-l facem pentru a fi cât mai ok pentru noi. Paolo spune că în viziunea evoluționistă ar trebui un fel de nihilism. Sunt în dezacord. În teoria evoluției, conform teoriei evoluției, este mai avantajat cel care este cel mai adaptat mediu. Mul are ca colaborare cu ceilalți oameni. Deci nu că teoria evoluției ar pretinde să ne învețe sau să ne dicteze morala, dar din teoria evoluției putem deduce că este cel mai bine să colaborăm cu ceilalți. În perspectiva creaționistă, viața veșnică, nu știu, mie mi se pare că devalorizează total această viață, singura de care știm că o avem. În perspectiva materială în care această viață este unică, ne face să apreciem cu mult mai mult cei 50, 60, 70 de ani pe care îi avem la dispoziție, în care putem face ceva, după care se încheie tot. Ok, mersi foarte mult. Aveți fiecare câte 5 minute pentru concluzii și încheiere. Începe Paolo și după aia Baraka. E prea multe minute pentru mine, nu am să zic în concluzie prea multe. Vreau să le mulțumesc tuturor care au participat, au ascultat această discuție. Și lui Baraka, că a fost de un profesionalism foarte ridicat, adică am avut aparte de o discuție civilizată, acest lucru îl apreciez foarte mult. Iar ca și o concluzie în ceea ce privește discuția, pot spune că nu mi-am modificat credința, pentru că lucrurile pe care Baraka mi le-a spus de știam de dinainte, nu au fost o noutate pentru mine, dar exact cum am spus,
nu am venit aici ca să schimb credințele, ci am venit să dezbatem ceea ce dezbatem pentru public. Poate vor mai avea parte de astfel de discuții pe niște teme mai restrânse ca să putem să avem și un rezultat mai concret. Atât am de spus și vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Baraka? În primul rând vreau să remarc că, după cum așteptam, partea creaționistă n-a adus nicio dovadă pentru modelul pe care îl susține. Biblia este o colecție de pretenții sau de afirmații care trebuie dovedite. Biblia nu este o dovadă în sine. Pe de altă parte, toate dovezile din biologie se coroborează reciproc, indică întotdeauna pe un scenariu, evoluția ființelor vii în decât aproape 4 miliarde de ani. În modelul creaționist se pare că Dumnezeu a creat lumea cu aceste dovezi false care se indice evoluția. A creat toate ființele vii cu exact toate caracteristicile necesare ca orice observator obiectiv care investigează realitatea să obțină o imagine eronată. Deci avem o viziune care reprezintă pe Dumnezeu ca pe un factor suprem. A creat întregul univers ca pe un decor de spectacol presărat cu dovezi false. Și aici viziunea mea și viziunea creaționistă au ajuns la un acord. Geneza nu este descriere compatibilă cu ceea ce vedem în realitate. Suntem de acord că există o contradicție între geneză și indiciile și dovezile materiale. Mă bucur că Paolo a ajuns să recunoască asta. Eu personal consider că contradicția vine din faptul că geneza nu este un model științific. A fost de acord de altfel și Paolo. Este o alegorie plină de simbolism. Creaționismul ne spune că atunci când lectura literală la geneza este realitatea presărată cu dovezi false, este cea care se înșală. Nu știu dacă se poate discuta cu cineva care are o asemenea viziune. În această dezbatere am avut ocazia să lămurim câteva erori, că teoria evoluției nu include Big Bang, că teoria evoluției nu include abiogeneza, am aflat care este teoria evoluției adevărată, teoria evoluției. Am văzut că teoria evoluției nu duce la ateism. Am văzut că creaționismul nu are un model coerent de prezentat sau dovezi care să sprijine și că creaționismul se deosebește de celelalte variante de creștinism prin faptul că impune limite Dumnezeului, căruia stabilește cum poate să creeze, unicul mod posibil de a crea. Cel mai important, cred că este exact acest lucru, că geneza și realitatea sunt contradictorii. Interpretarea pentru această concluzie, rămâne, cred că, la latitudinea fiecărui. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru participare și mulțumim celor 55 de spectatori. Eu zic că putem să mai rămânem aici dacă doriți să mai discutați, cu o mică rugăminte, să vorbiți doar voi doi și eventual dacă mai sunt din public întrebări la care ați dori să răspundeți în mod informat de acum încolo, eu zic că puteți să faceți și să avem cât mai multe astfel de dezbateri pe viitor. Numai bine! Legat de o afirmație pe care a făcut-o Paolo și pe care n-am apucat să o adresez în cadrul dezbaterii, informația de care povestește. Într-adevăr, informația necesită o inteligență. Cu asta sunt de acord. Dar informația, ce reprezintă de fapt informația, reprezintă modul în care noi codificăm o structură specifică. Deci, informația din ADN este pusă de om, să zic așa. ADN-ul există, informația este modul în care noi percepem și interpretăm structura moleculei. Molecula respectivă nu este precum un program, molecula respectivă este pur și simplu precum un șablon, care prin simple procese chimice produce sau duce la formarea de proteine. Și cum a apărut această informație pe care noi credem că este informația acum? A apărut în momentul în care am început să codificăm sau să notăm după ce am analizat molecula. Am spus, informația este pusă de om. Atunci am observat. Este modul în care noi interpretăm acea configurație. Configurația există de la sine, informația reprezintă modul în care noi interpretăm configurația. La fel cum o piatră există,
Nu știu dacă ai vrei să spui că o piatră conține informație. Conține informație în momentul în care încerci să codifici poziția fiecărui cristal linia. Să fiu puțin mai concret.